Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM, să știți. S-a oprit și toată România că guvernul revine la plățile cash fără limite pentru persoane fizice în urma scandalului. Și după ce a fost luată decizie în coaliție, dar n-au știut. Uite, domne, poporul a învins. Da. În sfârșit am învins și poporul odată. Mă rog, ce să zic. Sigur, în timp ce la noi este sau a fost controversa asta furioasă, în Statele Unite, Amazon începe să introducă în magazinele sale fizice plata cu palma. Până la finalul acestui an, modalitatea asta de plată... Dă o palmă în... Bam! Bravo! Cine dă cum trebuie. Cum deci făceam noi? Pe vremuri la televizor. Asta, da. Cum mergea televizorul? Se mișca o lampă. Bă, da, mergea. Asta este fascinant. Adică este la sistemul. Funcționa, știa de frică. Auzi, ia dă tu acum o palmă la un bec sau ceva din noua generație, vezi că nu mai mișcă. Calculatorul astea, Snowflake, nu sunt în stare să reziste la o palmă două, dată de stăpân. Nu mai e lumea de pe vremuri. Deci până la finalul anului, această modalitate de plată cu palma ar trebui să fie activă în toate cele peste 500 de magazine Amazon din America. Au magazine fizice, Whole Foods, nu știu cum se cheamă. N-am cumpărat de la Amazon fizic din America niciodată. Cum funcționează? Evident, e un scanner care recunoaște amprentele palmare ale utilizatorului și informațiile astea de plată sunt asociate cu amprenta palmară. Scanează toate falangele. Câte falange are mâna omului? Ia. Iar o luăm de la capăt. Ia. Eu nu mai bag în asta. 14. Pui palma deasupra cititorului când ești gata să plătești și sistemul de frică te identifică. Să nu ia capac. Aplică reduceri de cuvenite. Te identifică și, adică faptul că tu ești membru Amazon Prime, nu știu ce, și spune, pentru că așa, ai reduceri, bonusuri, voucher, nu știu ce, și face plata exact cum trebuie. Interesant că sistemul verifică și vârsta, dacă ai contul potrivit, ca să nu poți să cumpere alcool sau țigări. Și dacă ești peste, nu îți mai cere să nu vină un cazierdiu. Iar o să înceapă ăștia să taie mâini, să facă răutăți? Băi, nu. Nu, pentru că scanează... Să cușe cu mâini. Care avea, mă, promoție? Vreau să fie că nu mai știu. Zic să o lăsăm așa. Ce rost are să mai explici că nu e să vină mexicanii capilare. Cu mâini. Dă și mie o mână de adult, că vreau să iau o sticlă de whisky. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.